Bună ziua, bine ai venit în bucătăria mea de la țară. Am cumpărat astăzi 5 kg de roșii și vreau să fac pulpă de roșie care se poate păstra pentru iarnă, dar este delicioasă, care o putem folosi la diferite rețete de mâncare și eu nu le iau cojița. Le păstrez pentru că eu am mai arătat în niște filmulețe de ale mele când am gătit ceva. Eu le tai acum cubulețe, le curăț de astea care sunt, dar uite, sunt cu apă. Le voi șterge. Pe fiecare, înainte să o tai, o șterg, o pun într-un castron. Am niște granule de sare, dar este uscat, spălat și uscat. Tot este uscat. Sare, o să folosesc sare din asta, sare de mare neiodată. N-am găsit din aia la altă de pus murături. Dacă ai din aia, poți să pui din aia. Eu o să pun o lingură la un borcan din ăsta de 800. O lingură nu cu vârf, mai puțin. Borcanele sunt gata pentru sterilizat. Am pregătit 3 mari și 2 mici, nu știu cât o să-mi intre, mai am câteva mici aici și mai trebuie să-mi fac rost să-mi cumpăr borcane. Dar vreau să-ți spun că aici am pus numai roșii care sunt sănătoase, niciuna nu este lovită, cele lovite sunt acolo, care le voi trata altfel. Poate că îți voi arăta în acest filmuleț. Îți propun să stai alături de mine ca să vezi cum pregătesc eu pulpița pentru iarnă. Întotdeauna a stat, fără conservant, fără nimic decât roșii și sare. În rest, nimic nu pun. Dacă vrei să pui și altceva, poate pun niște boabe de piper. Dar în rest, nu pun nimic altceva ca să nu influențeze, știu eu, păstrarea pulpiței peste iarnă. Acum încep să șterg roșiile și după ce le-am șters, o să tai codița. Și le tai așa cubulețe. Revin. Nu știu dacă ți-am spus că am două feluri de roșii. Astea lunguiețe sunt mai zemoase, astea alte sunt mai un pic mai tari, dar nu-i problemă. Le voi aduna aici în castron. Arunc după ce le tai, uite, așa le-am tăiat. Le tai cubulețe, le voi pune pe toate aici. Le tai pe toate aici. Le șterg înainte, așa cum am făcut, cu prosopul. Le pun acolo, le dau cu un praf de sare ca să lase un pic de suc. Să pot să folosesc sucul, să dizolv sarea care o pun pe urmă peste ele. Am terminat de tăiat roșiile. Aici în castron sunt. O să caut să văd dacă am și suc. Acum, ca să lase să stimulez sucul, arunc niște sare și le amestec un pic. După ce poate într-o jumătate de oră îmi lasă suc, se mai înmoaie ca eu să le pot pune în borcane. În această perioadă eu mă ocup de sterilizat borcanele. Mă duc la vecina mea care are cuptor și sterilizez borcanele. Am tot timpul din lume ca să umblu. Vreau să-ți spun că eu am luat tot absolut de la roșii, tot ce era negru, în afară de codițe, uite, în afară de astea, uite, asta e tot de la codiță, uite, asta e din spate. Deci tot ce este maro pe roșioară, tot absolut trebuie luat. Acum mă ocup de sterilizat borcanele. Pentru a ști cum se sterilizează borcanele, găsești un filmuleț la mine pe site. Sterilizarea borcanelor. Deci nu pun absolut nimic aici în roșioare, nu pun absolut nimic. Numai am pus un pic de sare. N-am pus multă și las la, știu eu, să stea ca să-și lase sucul care îl au
și am plecat să sterilizez borcanele. A trecut jumătate de oră. La mine s-a adunat ceva suc. Uite, am sterilizat și borcanele, dar probabil că o să am nevoie de mai multe borcane. Acum încep să le pun în borcane. Vreau să-ți spun, ți-am promis că îți spun în filmulețul ăsta. Uite, astea sunt cu început de floare. Eu n-am putut să le pun acolo, așa le-am găsit printre. Voi fierbe apă și torn în castronelul ăsta niște apă fierbinte, le decojesc, după care, după ce le decojesc, tot așa le mărunțesc, le pun într-o crăticioară cu un pic de sare și poate un pic de ulei, foarte puțin, după care le pun pe foc. Le amestec așa pe ele în tigaie, în crăticioară, le dau vreo 10-15 minute fiert, după care le-am fiert, le pun într-un borcan care o să-l folosesc, îl pun la frigider și îl voi folosi acum, recent, la mâncare, deci nu o să-l țin foarte mult acolo. Acum așez roșii în jumătate de borcan. După ce pun jumătate de borcan de roșii, am să pun o lingură din asta cu vârf, poate nu cu vârf, rasă de sare. O să-ți arat. Ca să pot să amestec să se topească sarea, nu pentru altceva. Și dacă pot, voi lua și suc. Uite, de acolo. Și pun, pentru că așa am zis, la un borcan din ăsta punem o lingură de sare, din sarea care o am aici. Uite, nu mai multă sare de atâta. Nu știu cum să-ți arat să fie bine. Amestec aici. Pardon. Amestec. Și continui să așez roșioare. Îți mulțumesc că stai alături de mine, că te abonezi la canalul meu care este gratuit, că îmi dai like-uri, că îmi spui în secțiunea comentarii cum ți-au ieșit rețetele. Îți mulțumesc foarte mult. Să știi că am și alte rețete gătite sănătos, pentru că asta căutăm în ziua de astăzi. Dacă roșiile astea eu le-am cumpărat de la cineva care a promis că n-a pus chimicale. Acum nu știu. Le îndes bine. După ce umplu borcanele, le pun capacele. Tot așa au fost sterilizate. Am un filmuleț cum se sterilizează borcanele. Și le pun în bain marin pentru 25-30 de minute. După care le las în oala în care le-am pus pentru bain marin până mâine și le acopăr cu haine, le dau la cald, le pun acolo undeva cu din astea acoperite, cu hăinuțe. Uite, ăsta e plin. Așa le voi umple pe toate. Uite. Cu suc, cu de toate. Din 5 kg de roșii, mi-au ieșit 4 borcane mari. Așa le-am înghesuit acolo. Se vede. Acum am pus tura asta la bain marin. Deci 4 sunt mari și 6 mici. Am pus apă destul de sus, uite până aici. Le voi lăsa 20-25 de minute, 30 de minute din momentul în care fierbe apa. Trebuie ca să văd apa când fierbe acolo și de acolo voi cronometra. Mi-a ieșit astea
din castronelul ăla, care erau o parte începute ca să se strice. Am curățat ce a fost rău. Am turnat apă fiartă peste ele într-un castron și le-am decojit. Dar aici au mai rămas câteva din cele din castronul mare, care le-am tăiat cu bulețe. Le-am luat cu o spumieră din castronul mare, le-am pus și pe alea aici și sucul care a rămas, uite, e aici, nu-l arunc, nu este mult, dar este. În momentul în care îmi fierb, le dinstui pe astea, o să pun suculețul ăsta de roșii ca să fiarbă. Dar în fiecare, și în cratița asta o să pun sare, și în bulionul ăsta, în sucul de roșii, am să pun niște sare. Pentru că și dacă îl pun la frigider, nu vreau să facă floare. Nu o să-l țin mult, că o să-l folosesc la mâncare, pentru că nu este nici de... nu cred că e un borcan mic. O să văd mâine. Dar îl fierb în primul rând. Îi dau așa o fiertură de vreo 10 minute, 12 minute. Și pe asta o să o gătesc. Cratița asta, gătesc roșiile, bine, bine să dispară apa de pe acolo și să se facă bine, tot așa, cam vreo 10-15 minute. După care le pun tot așa într-un borcanel sau într-un castron în frigider ca să le pot folosi. Revin după prima tură, după ce fierb astea. Eventual îți mai arat, dar nu o să fie nicio schimbare. După ce vor fierbe, le voi pune undeva în cămară, acoperite, cu multe haine deasupra și le scot mâine afară, după care le așez pe rafturi în cămară. Iau altă cratiță, pun altă cratiță la fiert și procedez în același fel. Îți mulțumesc că stai alături de mine, îți mulțumesc că te abonezi la canalul meu, te aștept și la alte filmulețe, să-mi spui dacă îți place ceea ce am făcut, dacă arată bine, să știi că am pus sare, așa cum am spus, dar trebuie să pui sare, pentru că și la mâncare pui sare. În momentul în care eu desfac borcanul și folosesc din el jumătate, scot jumătate, îl pun într-un castron și cu un mixer vertical îl zdrobesc toate bucățile de roșii. Și atunci rămâne ca o pastă și pasta respectivă o pun în mâncare. Dar îți mai arat și cu altă ocazie. Îți doresc o zi bună, îți doresc multe reușite și să mă urmărești și la alte filmulețe. Numai bine!